worldfootball.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Înaintea meciului din campionat cu domnul Bunea și am hotărât ca săptămâna asta fiind întrerupere să facem un joc amical și ei aveau să urmărească câțiva jucători și noi la fel vroiam să încercăm anumiți jucători pe alte posturi unde suntem deficitari și am hotărât ca astăzi să facem un joc pentru că atunci am discutat și am bătut palma. Ce impresie aveți? Ce impresie? Pe mine astăzi nu m-a interesat rezultatul pentru că zilele trecute am făcut antrenamente foarte intensive, mai mult cu caracter fizic, pentru că urmează campionatul și cupa și nu mai avem când și practic astăzi am folosit acest joc ca să verific potențialul unor jucători pe alte posturi unde ne-au jucat până acum și unde noi, v-am spus, suntem deficitari. Și m-a interesat acest joc ca mijloc de pregătire să continuăm cele trei zile de încărcătură. Urmează turneul care va fi duminică și marți și ne pregătim pentru jocul cu Tiraspol. Nu m-a interesat rezultatul,
Săptămâna trecută a fost meci oficial în campionat, săptămâna asta venim după o săptămână grea de încărcătură fizică și practic astăzi am folosit jocul ca mijloc de pregătire. Se vede o lipsă de prospețime, pentru că e normal după o serie de antrenamente pur cu caracter fizic să se întâmple treaba asta, dar ușor-ușor intrăm în linie dreaptă și pregătim ciclul săptămânal pentru meci cu Tiraspol. Ты завершил карьеру, сейчас чем занимаешься? Я сейчас занимаюсь своим делом, которое в Москве, и приехал поддержать Олимпию в ее трудный час. Говорят, что ты будешь работать в Олимпии, так ли это? Да, это вполне возможно. А на какой должности? Пока помощник тренера. После «Динамо» Санкт-Петербург у тебя были какие-то предложения? Ну, были предложения, но не столь серьезные, поэтому я посчитал, что лучше закончить футболом, чем людей смешить. И возраст у меня не футбольный уже. Футбольный, но я посчитал, что так лучше сделать. А тренерские курсы ты какие-то заканчиваешь? Пока нет. Я буду, да, скорее всего, что, возможно, буду учиться. А когда начнешь? Ну, не знаю, как посчитаю, что это вот уже пришло время, нужно. Последний вопрос. Конференция твоя на Multifootball.com, ты давно не отвечаешь на вопросы. Нужно уже? Ну, хорошо. Я, кстати, да, я забыл пароль, если у Лаврентия надо спросить будет. Ну да, если что. Да. Moldfootball.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.